Bine v-am găsit, sunt Bianca Voinea și vă invit să urmărim împreună care sunt cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Una dintre cele mai importante știri ale săptămânii cu privire la domeniul energetic este faptul că astăzi Comisia Europeană a lansat pachetul numit Valul de Renovare, Renovation Wave. Este vorba de un document strategic așteptat de mult de industrie, dar și de statele membre, pentru că dă o anumită concretețe, o formă concretă politicilor bazate pe eficiență energetică din cadrul așa numitului Pact Ecologic European, această discuție despre cum anume trecerea la o formă curată de energie va remodela economia noastră până în 2050, când vrem să ajungem la emisii zero de carbon. Se sublinează așadar foarte mult valoarea reducerii emisiilor de carbon în sectorul clădirilor, în primul rând prin renovare, pentru că cele mai multe clădiri din Uniunea Europeană de astăzi vor fi clădiri pe care le vom utiliza și în anul 2050, peste 90% dintre acestea. Prin urmare, în afară de standardele la care construim clădirile noi, va trebui să acordăm foarte multă atenție stocului existent de clădiri și acest document aduce o claritate importantă, pentru că vorbește de standarde noi care trebuie uniformizate la nivel european, vorbește de posibilitatea de a armoniza, de a utiliza în paralel mai multe instrumente de finanțare pentru a face programe publice de eficiență energetică a clădirilor. Toate într-o manieră care să îmbunătățească în ultima instanță condițiile de locuire. Sigur, cumva obiectivul fundamental este reducerea emisiilor, dar pentru fiecare dintre noi rezultatul concret este îmbunătățirea condițiilor de locuire prin clădiri care sunt mai bine izolate, mai bine iluminate, mai bine aerisite și de asemenea mai adaptate la vremurile în care trăim, condițiile pandemiei, în care mulți dintre noi au utilizat domiciliul ca birou și ca cameră de lucru pentru copil care a făcut școală online și așa mai departe, mamele care au stat cu copiii. Aceste condiții ne forțează să regândim importanța clădirilor și să înțelegem că de calitatea locuirii depinde sănătatea noastră, sănătatea economiei și sănătatea comunității, în ultima instanță. Prin Asociația Vertica pentru Viitor, noi credem în potențialul antreprenoriatului feminin. De aceea vrem să punem pe masa decidenților politici un set de propuneri de politică publică prin care să încurajăm antreprenoriatul feminin. Post-pandemie, noi considerăm important să contribuim la creșterea PIB-ului, iar această creștere a produsului intern brut poate fi făcută prin încurajarea antreprenoriatului în general și cu dedicația celui feminin, pentru că, în general, femeile au mai multe piedici în a derula afacerile. Pe lângă accesul la finanțare, educația antreprenorială este și ea un punct important și o deficiență de care se lovesc foarte mulți antreprenori, fie că sunt bărbați sau femei. Pentru a ajunge la acest deziderat, vom selecta 10 femei lideri din toată țara. Peste 1200 de preînscriere au avut deja loc în primele două săptămâni ale programului. Căutăm femei optimiste, căutăm femei cu energie și care vor să contribuie la această schimbare. O știre foarte importantă care mi-a atras atenția a fost anunțată de Tesla la Battery Day pe 23 septembrie. Au avut foarte mari modificări la baterii, care au ajutat la creșterea range-ului unei mașini cu până la 50%, la scăderea costurilor cu până la 56% și inclusiv în procesul de fabricație a unei baterii. Au miniaturizat atât procesul cât și bateria.
Asta ar însemna clar că se vor reduce costurile unei mașini și pe lângă asta ar însemna adopție pentru mașinile electrice.